Un bărbat din comuna Punghina este cercetat penal de polițiști pentru nerespectarea regimului armelor și muniților. Acesta s-a deplasat cu un pistol într-o altă localitate unde nu avea autorizație să o dețină. De asemenea, arma nu era păstrată în condiții de siguranță. Un bărbat de 65 de ani din comuna Punghina era deținător legal al unei arme neletale cu bile de cauciuc, având autorizație să o dețină doar în localitatea în care locuia. Acesta s-a deplasat în municipiul Drobeta Turnu Severin ilegal cu pistolul după el, unde l-a păstrat o lungă perioadă de timp. Polițiștii din cadrul serviciului arme, exploziv și substanțe periculoase s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un bărbat de 65 de ani din comuna Punghina, deținător legal al armei neletale cu bile de cauciuc, cu destinație autoapărare, a purtat fără drept arma susmenționată din municipiul Drobeta Turnu Severin, unde avea autorizație să o dețină, până în localitatea Punghina. De asemenea, în urma controlului s-a constatat faptul că bărbatul nu păstra arma în condiții de siguranță, motiv pentru care s-a luat măsura complementară de anulare a dreptului de a deține, purta și folosi arme. Arma a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor.